Trenul Regal a tras la linia 1 a gării din Cluj-Napoca cu puțin timp înainte de ora 13, în acordurile imnului național. Majestatea sa Margareta cu stodele coroanei române și principele Radu alături de principesa Sofia au fost primiți cu aplauze de clujeni. Zeci de copii îmbrăcați în port popular au fost prezenți spre încântarea familiei regale. Nu ne așteptam să fie chiar așa de emoțional. Mi-a plăcut cum era îmbrăcată și cum ne-a salutat. A fost foarte drăguță. Și pe tine ce te-a impresionat la acest moment? Mie mi-a plăcut că am văzut trenul și mi-a plăcut cum au cântat parada. După ce cuplul regal a salutat mulțimea, trenul a pornit în călătoria sa simbolică către Cetatea Unirii. Până la destinație au fost programate mai multe opriri. Prima a fost la Câmpia Turzii, unde sute de persoane au venit să-i vadă pe Majestatea sa Margareta și pe Principele Radu. Trenul a oprit apoi și în Aiud și în Teiuș, unde localnicii au salutat cuplul regal. Foarte mari emoții. O să le povestesc cu drag, sigur, copiilor. Trenul regal va ajunge sâmbătă dimineața la Alba Iulia, unde sunt pregătite mai multe manifestări culturale. Va fi un program încărcat, dar frumos. O dezvelire a unei plăci comemorative, Tedeumul din curtea catedralei, vizită la Sala Unirii și o paradă militară. Alături de familia regală, în tren s-au aflat numeroși voluntari ai Crucii Roșii Române, elevi olimpici, dar și reprezentanți ai proiectelor aflate sub înaltul patronaj regal. Cu ocazia centenarului încoronării, televiziunea română va difuza sâmbătă pe TVR1 un film documentar la ora regelui și pe TVR Info.